Salutare tuturor! Mă numesc Artur Golban, sunt director adjunct a Direcției de Conformitate și astăzi vreau să vorbesc despre câteva elemente esențiale legate de regulile financiare. Așa cum prevăd regulamentele BNM, în fiecare bancă trebuie să existe o funcție de conformitate. În cadrul băncii noastre, funcția de conformitate este asigurată de către Direcția de Conformitate, care este o funcție autonomă de structurile de business, de structurile operaționale și care are drept scop monitorizarea și verificarea activității acestora. Astfel, verificăm identitatea clientului, monitorizăm tranzacțiile, identificăm comportamente neordinare și, în cazuri dificile, solicităm documente justificative pentru a înțelege scopul și natura relației de afaceri. Banca poate să refuze inițierea sau continuarea relației de afaceri în următoarele cazuri. În cazul când nu este posibilă identificarea clientului sau a reprezentantului acestora pe bază de documente. În cazul când nu este posibilă identificarea beneficiarului efectiv. Sau dacă clientul declară că va efectua tranzacții din domeniul jocurilor de noroc, activelor virtuale, loterii, tombole, videochat sau tranzacții care implică mărfuri, bunuri sancționate sau care persoane sancționate sau incluse pe listele de embargouri și sancțiuni. Noi am avut astfel de situații când am încetat colaborarea cu anumiți clienți conform politicii interne a băncii, deoarece nu a fost posibilă conformarea cu rigorile din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Datorită faptului că banca noastră aparține unui grup din cadrul Uniunii Europene, unde au fost elaborate o serie de reglementări în materie de sancțiuni internaționale, banca noastră se aliniază la toate sancțiunile elaborate la nivelul Uniunii Europene, astfel respectăm cu strictețe toate regimurile de sancțiuni implementate la nivelul Uniunii Europene. Se solicită documente pentru identificarea scopului naturii tranzacțiilor, astfel la solicitarea băncii clienții urmează să prezinte documente justificative pentru înțelegerea scopului naturii tranzacțiilor, pentru identificarea partenerilor, pentru identificarea traseilor, rutelor, mărfurilor, în vederea evitării implicării băncii în sancțiuni internaționale. Banca își rezervă dreptul să nu proceseze tranzacțiile care implică mărfuri sancționate, entități sancționate sau care ar avea legătură cu acestea. Banca nu tolerează sub nicio formă corupția și sau mita. Orice caz de corupție poate fi transmis printr-o sesizare pe adresa de e-mail myalert@bb.md, care ulterior este preluată și analizată la nivelul băncii. Un aspect important este etica și integritatea angajaților. Orice angajat este obligat să respecte principiile codului de conduită și să evite implicarea în activități care ar crea un risc reputațional băncii. De exemplu, participarea la jocuri de noroc, tombole, loterii este strict interzisă pentru angajații băncii. În acest sens, facem verificări periodice la conturile angajaților. Amenzile și pierderea clienților sunt doar câteva consecințe ale practicilor neconforme. În acest sens, vă recomandăm să vă monitorizați tranzacțiile, să vă protejați datele personale și să fiți vigilenți în identificarea posibilor fraude. Dacă aveți întrebări sau doriți să faceți careva precizări cu referire la subiectul conformității, puteți să vă adresați echipei noastre. Vă mulțumesc pentru atenție! Pe curând!